Da. Și nu uitați că cel care va fi favoritul publicului va nominaliza și el o persoană. Mm. Oricine poate fi favorit, așa că dacă vă faceți vreo strategie, gândiți-vă pe cine ați vota în așa fel încât... Da? Sper o fată. Aș vrea să nu mai faceți greșeli. Și să nu mai fiți luați prin surprindere. De fiecare dată parcă sunteți luați prin surprindere, parcă n-ați ști. Acum știți, da? Da, da. Da. Favoritul va desemna încă o persoană spre eliminare. Da. Și vom avea trei oameni. Okay. Cel care are cele mai puține voturi va părăsi emisiunea. Înțeles. Poți să spun ceva lui Sorin? Ce anume? Să spun ceva lui Sorin. Să-i spui ceva lui Sorin? Da. Sorin, mi-am luat o cremă specială în urmă câteva zile. Vrei să ți-o împrumut? E specială. Odată am folosit-o. Eu știu, dar trebuie să știu ce e, că deja mă dau pe față cu o grămadă de chestii și nu știu ce e nici astea, știi? Și ar spus întâi de cu ce aveau. Dar mi-am luat că și eu am... Dar nu cumva e invers? Îi dai cu altceva? Am două chiar. Să faci rău, băiatul. Sorin, mare grijă. Păi, cred că e ceva de moment, mă spune la tine. Da. Meditație. Da. Karma. Păi da. Ei, karma? Mai văzut așa, de ce Bianca? Karma. E așa, nu știu. Dermatită, poate. Poate cineva s-a gândit, a rămas puțin... E și răutatea pe afară. Vezi? A spus și el cândva. Vezi? Nu te-am judecat pentru felul care ai crezut tu că o să te judec, dar îți dai cărțile pe față într-un an. Wow, care cărți? Eu nu juc. Eu nu juc aici. N-am spus doar tu ai cărți, Sorin. Eu am cărți, da. Joacă-te cu ele atunci. Când ai venit aici și ai început să vorbești, te-am crezut o persoană mai calmă, mai caldă. Ți-am spus chestia asta. Când ai vorbit după 2-3 zile, deja mi se pare că ești altcineva față de cine te-ai prezentat. Wow, eu știu că părerea ta contează. Dar contează, nu contează, era un moment în care tu puteai să fii fată drăguță și un om chiar are o problemă, știi? Dacă tu o să ai o problemă, să mă duc și eu la tine. A, te-o lua karma. Rușine să-ți fii așa un picuț. Pentru da, că nu... uite cum faci, hai, ești okay. Victima acasă. Uite la fața mea, fată. Dar-i victima? Păi, nu e așa rău cum tu crezi. Nu e așa rău, oricum. Că tu ești în pielea mea. Nu știu, stai bine. Tu ești în pielea. Orice ar fi, măi, orice ar fi, orice ar fi. Doamne. Orice ar fi. Când ai venit aici și ai început să vorbești, te-am crezut o persoană mai calmă, mai caldă. Ți-am spus chestia asta. Când ai vorbit după 2-3 zile, deja mi se pare că ești altcineva față de cine te-ai prezentat. Wow! Eu știu că părerea ta contează. Contează, dar nu contează. Era un moment în care tu puteai să fii fată drăguță și un om chiar are o problemă, știi? Dacă tu o să ai o problemă, să mă duc și eu la tine. A, te-o lua karma. Rușine să-ți fii așa un picuț. Da, pentru că nu... uite cum faci, hai, ești okay. Victima acasă. Uite la fața mea, fată. Dar-i victima? Păi, nu e așa rău cum tu crezi. Nu e așa rău, oricum. Că tu ești în pielea mea. Nu, stai bine. Tu ești în pielea. Orice ar fi, măi, orice ar fi, orice ar fi. Doamne. Orice ar fi. Bine. Nu te bucuri de răul altuia, karma. Păi eu m-am bucurat de rău, eu am zis că e karma, eu nu am zis că mă bucur de karma ta. Nu știe nimeni ce înseamnă karma. Nu știe nimeni ce înseamnă karma. Urât. Foarte. Ce înseamnă karma, Bianca? Păi karma înseamnă când faci un anumit gest, lucru, orice și ascultă-mă aici, ascultă-mă aici, Bianca, o să spun o chestie. Dar nu numai pe mine, eu atentă. Dacă ar funcționa karma la mine, eu în momentul ăsta trebuia să fiu undeva foarte, foarte sus. Să știi chestia asta. Bravo. Pentru cum am comportat eu în viața ambiții. Asta. Să știi. Să știi chestia asta. Bun, o să știu. Să știi. E al cincilea șervețel care mi-l șterg pe frunte, poate. Când o să fii sus, o să mă bucur pentru tine. Uite, mai ales tu ca și fată, că pentru voi orice coș pe față, orice chestie e criză. Da. Cum poți să spui așa ceva? Cum? Da, ne-mi pare rău că te-am jignit. S-o părut rău de altceva. Ai venit cu un gând în emisiune și probabil n-am rezonat amândoi cu aceeași chestie. Fii bărbat! Ți-o deranja chestia. Nu-mi place răutatea oamenilor, sincer. Da, nu pot să-i iau rău. A spus oameni ca și când ești că el a făcut ceva. Hai, să ne exagerăm acum. Și s-a întors acum pentru chestia de pe față. Săptămâna trecută, duminică, de 1 mai, alții erau la plajă. Eu umblam să caut farmacii deschise. Duminica. Toată rău. Săptămâna mă dau de 3 ori pe zi, mă spăl pe față. Dar de fiecare dată chestia, înainte de toate chestiile astea. Ești unicul care are probleme de sănătate? Cum? Ești unicul care are probleme de sănătate? De face așa o mare dramă? Dar ți pare că nu face nimeni dramă. Păi ai zis că i-am zis de karma și nu-i spune. Dar ai zis de karma, dar el nu s-a prins în emisiune. Eu nu am făcut un comentariu. Nu, tu n-ai făcut nimic. Ești
femeia perfectă. O chestie care îl jigni pe el. Perfect, eu sunt eu. Schimbați cadrul, vă rog frumos, nu vreau să văd oameni răi în fața mea, sincer. Da. Uite, asta a fost urât. Da, ok. Mai fost. Dar vezi că și tu joci așa frumos, că stai și zâmbești. Așa e. Și pe tine te deranjează. Și pe tine te deranjează, cred că ce tu zici acum. Sorin, și știi că are dreptate. Ce? În ce are dreptate? Cu karma, ce ai spus tu acum. Eu nu i-am făcut o frază lungă, i-am zis karma, doamna Andreea. Păi el a deranjat. Nu, karma înseamnă că am primit ceva în schimbul făcut, în schimb că am făcut ceva rău. Pentru că asta e ceva rău ce mi s-a întâmplat mie. Bianca, să știi că accelerez cam tare toată nebunia asta. Exact. Să o lași mai ușor. Da. Să nu te luăm. Zâmbetul pe buze și așa, dar nu merge, crede-mă. Păi, cu tine nu merge, dar nu mă interesează. Nu, 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 nu merge pentru că sunt o persoană proastă. Simplu. Bine, mai întâi să ne cunoști, să vedeți, să vezi temperamentul nostru, apoi faci glume cu noi. Da, mi-e pare că karma înseamnă că ceea ce dai, primești înapoi, Bianca. Lasă, Bianca, îți mulțumesc frumos. Ionuț, da, Ionuț, consideră că ai fost prea prezentă pentru noi. Nu putem mai... Când apar tu pe ecran, dacă vrem să avem o discuție cu altă fată, nu pot. Că te asta înseamnă să vii cu lecțiile făcute. Păi nu eu... Lecțiile făcute? Păi nu eu stau cu camera și mă filmez singură pe mine. Păi te bagi peste noi, păi eu vorbesc cu Larisa, te bagi tu subiect. Adică, pe mine m-au întrebat, eu am zis karma, asta e tot. Nu, un cuvânt. În general, păi da, dar tu spui așa o frază care merge discutată 4 ore. Bine. Hai, nu vă luați de ea, nu vă luați păi de ea. Păi îmi pare rău că sunt în centru atenției pentru voi. Dar nu ești în centru atenției pentru lucrurile foarte bune pe care păi le zici. Dacă mă filmeam, ești în centru atenției pentru că te bagi în niște chestii care poate că... Iar dacă spui un lucru... Ce au zis acum nu are niciun sens. Mereu tu te bagi. Și mă bag, mă bag că știu că nu ai dreptate. Am te bai tu. Îți alegi o frază. Îți alegi o frază și stai numai pe ea. Un cuvânt aici, când tu ești ironic și faci glumele tale, toți râd și se bucură. Eu îmi spun o chestie, gata. Îmi asum, eu te-am atunci ascultat. Atunci stai de și acceptă criticile. Păi am acceptat și mă zâmbesc, nu cum stau trist. Zâmbește în continuare. Dar cum poți să zâmbești când ești peste e karma? Ce să spun, ce mă deranjează? Lăsați-o mă în pace, mă, deja primește prea multă atenție. Chiar nu avea sens să spun. Gata, deja primește prea multă atenție. Venit de două zile, suntem cu nasul pe sus, ăla are karma, ăla are încoace, ăla are încolo. Lasă-mă în pace. Chiar nu era momentul. La un moment dat, într-o gală, zice Kinga că și tu i-ai spus, da, e la fel. Karma. Te numește exact. Am avut eu ceva, am pățit ceva și păi da, dar karma. Am avut conflicte cu Kinga, am avut subiecte cu Kinga. Noi doi... Nu contează, ești un om rău și l-ai spus karma, nu contează. Nu, eu nu vreau să-i spun că e rău, vreau doar să spun un cuvânt. Nu contează. Hai, că nu o să mai spun. Eu dacă am ceva cu tine și tu pățit, da, ceva, măi, nu Kinga, spun, dar nu ce mai iau treaba am eu cu Bianca, cu fata asta, în care am spus când am văzut apropierea între ea și Adrian, mi-a plăcut și de asta. Adrian, ce cu Bianca? Ce are cu Sorin? Crezi că a fost prea prezentă Bianca aici în casă, i-a deranjat pe băieți? Ea spune chestia asta. Pe unii dintre ei, da, dar nu cred că a făcut-o intenționat. Iar acum cu Sorin, da, eu stau lângă el de... Am stat ultimele două zile și da, săracul chiar se chinuie cu ce are pe față. E... Dar nu dar cred că a vrut să rănească ceva. Poftim? A exagerat Bianca, a fost mult prea prezentă în anumite discuții? I-a deranjat pe băieți? Nu știu ce să spun. Poate puțin, dar în același timp așa da, este. Da, atunci răspunsul tău e da, da? Hai, atacă-l că e sincer. Vezi de ce să-l atac? Eu vorbesc cu el, doamne, pe toți. Adrian, nu-i place minciuna. Nu ți se pare logic? Ok, m-a dor camere roșie foarte mulți băieți. Cred că vă patru băieți. Nu este normal ca discuția să fie... Să dureze foarte mult? N-o ba da, ba da, ba da. Păi și normal că sunt prezentă, pentru că s-a fost chemat în camera roșie de cel puțin 3-4 băieți. Nu, că eu singură mă filmez și mă fac să apar pe ecran, da.